Performantul simulator de paraşutism este folosit în baza aeriană Andrews din California. Militarii pot exersa cu ajutorul echipamentelor inclusiv scenarii speciale în care apar defecțiuni ale paraşutelor. În acest fel pot învăța în siguranță cum să se descurce atunci când apar probleme în timpul salturilor. Now with all the new upgrades that that paraşutism has offered, we can now take this system and adjust it from the smallest person that's going to be flying, whether it's a pilot, a ejector, a bailout, or someone that's even just doing an orientation flight, to a linebacker, someone that's you know 6'4", 300 pounds. It is an excellent simulation of how the canopy is actually manipulated in the real world. Very, very good for training. Un astfel de sistem performant care combină realitatea virtuală cu tehnologia 3D costă sute de mii de dolari.